De judecată în dosarul Filiat au fost suspendate pentru 10 zile. Asta după ce fostul premier nu s-a prezentat astăzi la judecătoria Buicani, declarând că se simte rău, iar medicii de la Institutul de Neurologie i-au prescris tratament și au sugerat să nu facă efort. Totuși, dacă inculpatul se va însănătoși mai repede, următoarea ședință ar putea avea loc pe 22 martie. Acum 2 zile, Vladimir Filiat s-ar fi lovit cu capul de ușa unui dulap din celula sa, potrivit reprezentanților Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Menționăm că el a fost reținut la mijlocul lunii octombrie, fiind învinuit de corupere pasivă și trafic de influență în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Fostul premier se declară nevinovat.